pentru un mag, da? Pentru un, zic cum vrei, pentru cine ești și ai ajuns, cred că se schimbă și denumirele. Dar e frumos așa, arhaic, mag, regitor. Ok, hai că priest, bă. Dar mi-a strepătat femeia, bă. Uite, am vrut să zic ceva și mi-a luat. Bă. Nu mai ai treabă, nu. Nu. Nu ți-e interesant. Un fel de... Vai nepute, să trăim omenește, să fim căsătoriți, să avem familie. Da. Proiecție. Am mai zis, săgețile să clirui drumurile, drumul cunoașterii. În 3D era proiecție. Da? Și proiectai drept, știi ce? Susținea ei, da? Gata, nu mai ai treabă. Doar drumul cunoașterii. Proiecții pentru a înțelege, a descoperi, a lămuri. Pentru tine. Va. Șapte. Pentru întrebarea minunată. Nu știu care deja mi-a luat-o. Mi-a luat mau întrebări. Șapte. Ce plătești pentru întrebare și nu mai știi care. Dar ai plătit. Nu-i problemă, într-o zi înțelegi. Pică vis. Ok. Și a rămas cu trei săgeți ca să proiectezi. Știi? Și zici, shit, m-am dus, mi-a trebuit, am înțeles, mi-a trebuit să cumpăr nu știu ce. Știam că este, m-am dus și nu mai era. A, o fi luat altcineva, s-a proiectat... S-a folosit de... Da? Nu, ai plătit tu. Pe drumul cunoașterii ai plătit șapte săgeți, ca și din proiecție, și ți-a rămas trei care ai avut nevoie, și știi, să ajungi la locul ăla, să-ți proiectezi locul ăla. Când erai la începuturile tale, înțelegi? E... Te distrează. Bun. Acum. Da, ai urcat la alt nivel, nu-s mai interesant, nu-s mai interesant să, da, uite, te fornică, te fornică într-o plăcere, te vindeci, nu-s mai interesant să, să lămurești niște, să joci rolul pământesc, omenesc, știi ce zic? Ți-e mai interesant... Ce se întâmplă? Cum se întâmplă? Cum e? Da? Nu ți-e interesant să stai la cratița iubitului tău din 3D, da? Și atunci, când vrei să ți-e dor de ceva cineva și ca și senzații și ca să un fel de să te țină în brațe, să-l ții în brațe, să o ții în brațe, fetele, băieții, cu cine rezonează că m-am zăpăcit, sari în proiecțiile 3D. Astea sunt. Care te așteaptă și sunt făcute pentru tine. Ai nevoie de ceva, sari în proiecția 3D și îți scoți bani de pe card. Adică, știi ce zic? Dar în rest n-ai nicio treabă, nu te legi de nimic și de nimeni. Nici de proiecțiile din 3D nu te legi. Dar e așa, un fel de... Să te cuibărești, să-ți aduci aminte. Nu știu dacă mai ai nevoie de așa ceva. Nu cred. Da. E o eroare pentru mag să tot... Te uiți în urmă și să tot aștepți să-ți vină nu știu cine, să te ia în brațe, să-l iei în brațe. Da? Tu hotărăști la ce nivel te joci de viața mai departe, da? Și să vezi ce ți se deschide. Dacă... Da, am rotit, m-am jucat cu cărțile, foarte tare ideea. Bun. Dar puneți, doamnă, camera deasupra să vedem și noi cum vă jucați cu... Dar le-am rotit așa. Cum așa. Așa. Mi-a răspuns. Mi-a schimbat... Aha. A, ca și proiecție? Cât am plătit pentru... Că merg în altă direcție acum. Nu mai am treabă.
Dar sunt curioasă ce se mai întâmplă pe unde am călcat, știi? În lacul, în râul în care calci, nu mai calci de două ori. Ori în 3D călcai. Când te plictiseai, te gândeai, da, mă chinui să nu știu în ce relații, nu știu în ce, ia mă duc la ăla, la aia, fetele, băieții cu cine rezonează, care mă iubește și m-a iubit tot timpul, da? Și plecai în amintiri în trecut, nu știai. În timeline-ul când ai fost iubit, iubită și nebunit era după tine și nebunit. Și sari acolo și te cuibărești și după aia drumul în iar. Așa făceai în 3D. Numai că nu ți-ai pus întrebarea și problema. Și acum nu știu dacă mai ai nevoie de așa ceva. Da, intervenție divină și cotitura radicală de la Stalingrad. Nu s-a așteptat nimeni, da. Transformare. De aia ai ales și ai sărit și una, două sari prin transformări. Da, lumea e curajoasă, da. În 3D era, Doamne ferește, moarte, nu, acum pe acolo e. E îmbrăcat în zale, în costume, să-ți fie fric, cu 700 de blând. Că nu știi unde nimerești, într-o vară sau într-o iarnă, e clar. Mi simțite, văzute, măcut. Până aici, da, da. Aia cum era, a ieșit și un clap comedy era. Să-și facă cunoștință cu un băiat, cu o fată, da? Și îl vine cu bunica. El are deja 25 de ani și ea are 25 și se întâlnesc. Prima întâlnire și el vine cu bunica. Și bunica îl verifică dacă e îmbrăcat bine, cu 7 căciuli, cu 7 cu mănuși din alea ca în copilărie legate și stă la restaurant cu fata care vine să-l cunoască. Și o iubește pe bunica și nu vrea să o refuze. Și aia când îl vede își pune mâini în cap. Și el e dita mai nu știu ce businessman la... Dar îi lămurește cum stă treaba și să nu supere pe bunica. Și îi face pe plac. Face haterul, știi? Și până la urmă, da. Dar iar ai băgat supă cu energiile masculine. Ok. Și... Până la urmă și bunica fetei apare și începe să o îmbrace și o dogenește că a plecat de acasă dezbrăcat, adică s-a plecat sexy. Și amândoi sunt îmbodoliți, îmbrăcați și nici nu pot să se miște. Și zice unul la altă, hai să fugim de aici, hai. Dar nu pot nici să se miște de îmbrăcați, așa și tu în gir și da. A intrat în prost mod. Auzit, a intrat tot ce ai făcut azi. Unde ai hotărât să sari și ce să faci și l-ai băgat în... Nebun l-ai băgat, l-ai nebunit. Tu în tine, tu ai proiecția, tu te joci de-a magul cu măguța, un fel de, da? Unul mai înțelept și mai deștept ca altul. Asta ți-e interesant, nu? Și ți se mai înțelegi una alta, ți mai da. Și ai plecat, tăgădâm. În viteză, n-ai treabă. Ai răsturnat energiile care te păzeau, nu mai ai frica că te doboară cineva, da? Ai răsturnat zalele, girul, scutul energetic, care tot timpul trebuia să ai grijă lui, mai știi? La începuturi. Faceți un bol energetic, îmbrăcați-vă în el, da? Faceți un bol, îmbrăcați-vă. Și zici, mergeai pe stradă și tu, am uitat să mă îmbrac de dimineață. Îți dai seama lumea dintr-o parte care te auzea. Sau la lucru te duceai și făceai așa. Și ha, nebuna, se îmbracă în zale argintii. Mai e treabă. E scutul tău dintotdeauna. A fost și este și va fi. Trebuia să ți-l remembering. Ok. Trează. Da. Din nimic în nimic. Asta e echilibru. Nu din aur în argint, din argint în aur, da? Din nimic în nimic. Acolo e puterea magului. Nu e din nimic faci ceva, nu, din nimic în nimic și ai tot, toate energiile le-ai adunate, uite, place, le-ai adunate pentru o viteză,
să-ți proiectezi, să ai într-o lume care sunt proiecțiile gata, pregătite, de ce să-ți folosești energia ta, ești prost, ești proastă. Da, mintirile care te iubesc sunt scenarii o mulțime. Acolo să umbli la macazuri, la să înțelegi niște lucruri, cunoașterea, da? Pentru asta, doar pentru cunoaștere trebuie, gata, nu mai ai nevoie de altceva. Dar ce să mănânc? Dar ce o să mănânc eu, da? Cum erai cu cineva la o baltă de pește și prindeați peștișori și cineva face, uite peștișorii care i-am prins și tu zici, aruncă-i, mai n-ai făcut așa, aruncă-i în apă. Și ea a făcut, dar eu ce o să mănânc? Și ai zis, ok, bun. Dar asta a fost când? De mult. 12 ani în urmă, acum nu mai ești sigură. Depinde în ce lume erai, cum erai și ce făceai. Da. Pentru unde ești acum, dai, plătești cu o cupă. Da? Un pahar plin plătești. Și ai rămas cu 9. Nu-i rău. Să nu ți le răstorn, că rămâi cu 6, 9, 6 răstornat. Da, intervenție divină, da. Cu cine ești? Cu Higher Priest, varianta masculină, în joc, când? Acum sau am fost? Care m-a răsturnat. Și acum, unde ești? Mai am treabă cu așa ceva? Și plătesc 4 bănuți și o proiecție. Ca să mă lase în pace sau să merg mai departe alături? Și 3 cupe plătesc ca să mă simt bine. Să mă lase în pace. Și îl bag și în... îl bag în... Era să zic. Da? În 10 de... Da. Fii te de stres și ești în visele tale și în vibrațiile care ți le dorești. Nu mai e treabă cu mine, nu mai ai. Poate să se proiecteze, se proiectează, îți dai seama, sub măști lucrează. Ieri l-ai văzut cum s-a proiectat, nu mai e treabă. Poate să arate, să vină să-ți arate toate bazaconii, să-ți taie, vine și ca un copil se comportă, da? Îmi taie beculețele, da? Da. A plătit cu 4 de cupe ca să... Da? Să te întristeze, să-ți tai beculețele, ale de la mătură care povesteau, da. Să stai cu cine rezonează, să-ți facă, să nu-ți meargă ceva, să-ți, da? A plătit cu 4 de cupe. Și nu mai ai treabă. N-ai nicio treabă. Și de ce îi răspunzi înapoi? Dacă mai vii odată și mai faci prostii, te mănâncă, drașii te mănâncă, diavolul. Asta e răspuns. Da, n-ai treabă. Nu te mai interesează. Nu. Da. Da. 2 de cuțite și proiecția, da? Asta e. Da, săgețile. Watch out, baby. 8 de săgeți. Se proiectează, îți curăți drumul, da. Și îți curăți drumul acum. 8 de săgeți. Trăsnești în stânga și în dreapta, n-ai treabă. Și rămâi numai cu 2 de săgeți aici, da? De aia se, când mai bine arde, luminează, când mai puțin, ca și proiecție. Nu mai e treaba chakrelor. Vai, dar de ce nu mai... Da, nu mai e treaba. Știi de ce? Pentru că ai ales drumul cunoașterii. Punct. Da. Și stă dita mai măgăoaia și îi zice la măguțul pe care îl vede cum se joacă și îi plac măștele și atât. Da? Și spui, și stă cu sceptru dita mai măgăoaia și spune, te mai prind că furi cireșe.
din grădina mea. Da? Pupa asta sau cum se numește? Din creangă. Moș Ivan creangă, da. Și eu fuga și ea fuga. Și eu fuga și eu fuga. Da? Amintiri din copilărie, da. Și spui acum. Copilul, vieză-ți de... Da? Da. Și îți întoarce 10 de bănuți care ți-a luat. Acum. Cine e ca tine? Da, pentru că pui la punct un alt. S-a răsplătit. Da? S-a răsplătit și s-a urcat pe cal sau idee nu are ce urcat pe cal. S-a răsplătit cu la donna. Da. Și a intrat în patru de cuțite. S-a răsplătit. Da. Și a intrat în patru de cuțite. Da. Și justice. Și iară stă măgăoaia cu două cuțite și spune: mai faci? Mai faci din astea? Sau? Stresul, da. Da. Intuiția. Magul paj răsturnat. E răsturnat și pajul. Și a fost omul, a învățat, a mers, a lămurit, a... E răsturnat tăte. Da? Da. Iar răsturnat. Și pentru ce faci acum, tu clirui. Și că înțelegi divin, ți se aduce și ți se spune, simți, plătești cu... din sănătate ți se ia, din... să te simți confortabil, din chakra a doua simți acum plătești, da? Cât ai plătit? 5 de cupe ai plătit acum, da, ca să afle una alta. Asta e prețul și când te uiți la om că îți spune ceva și te învață, așa plătești, nu dăm numărul pe WhatsApp să-ți trimit bani, nu, banii nimic pe lângă ce face magul și ce învârte. Cât de mișto trăiește un mag. Dar trebuie un pic înveți, da? Și pe învățate plătești tu din tine, tu pentru tine. Da? Să înțelegi, nu plătești mie sau cuiva. Dar e ca și cum îmi plătești mie că te uiți la înregistrări. Înțelegi? Da, e super, e super. Și pe urmă, cine e ca tine când înveți și ajungi să înțelegi? Da. Săracul venea în viteză îmbrăcat în zale și calul l-a îmbrăcat în zale, știi? L-a îmbrăcat în să nu se împiedice pe drum. Și l-a răsturnat cu tot cu calul îmbrăcat în gir și în... nu știu câte blenă, da. Da. Și acum a ieșit din turn, da, a ieșit din turn și a urcat pe roata vieții, da? Și nu cred că vreți să vă... Da, nu. 8 de cupe îți dă numai să-l lași în pace, că nu vrea să te mai vadă în viața lui. Că nu mă-l super și îl deranjez și îl sperii și îi se-ți bate inima ca la vițiță e fundul. Ți-a dat 8 de cupe și a rămas numai cu 2 numai să nu te mai vadă în... Da? Înțeles? Da. Și tu ce ai răspuns? Nu scapi. Cu 8 de cupe nu scapi. Dai tot. Da? Justice e justice pentru toată lumea. Da? Pentru că știi prețul, da? Ai trecut prin ce ai trecut, știi cu ce ai plătit și știi ce se întâmplă. Și omul nu te păcălește cu... Ai forță. Ai forță și mergi mai departe. Îți dragi.